Doamne ajută. Dacă cu ceva timp în urmă cele două comunități, să spunem așa, erau lumea vorbește într-un conflict, iată că de ceva timp cu toții vrem să dezvoltăm această zonă, Galați Brăila, cea mai mare aglomerație urbană după capitala București. Mă bucur foarte mult că prioritar pentru noi, în calitate de președinți, nu sunt doar proiectele județului, ci sunt și proiectele regiunii. Este o dorință de-a noastră de a pune în prim plan și aceste proiecte mari de infrastructură și iată că astăzi semnăm acest contract pentru studii de fezabilitate și tot ce înseamnă documente pentru a procede mai departe pentru construcția aeroportului. Am citit unele comentarii, zvonul s-a dus foarte repede și în presă, cum lumea era sceptică cu podul de la Brăila, care și el este un obiectiv foarte important pentru zona noastră. Eu cred că aeroportul și celelalte investiții majore care se fac în infrastructura portoară, în infrastructura de drumuri, și o să mai avem, poate la anul, la început de an, încă o surpriză pentru dumneavoastră, va duce și cu siguranță cred că sunt proiecte care vor fi motorul de dezvoltare a acestei regiuni. Mă bucur că suntem o echipă unită, împreună cu cei doi europarlamentari, Mihai Tudose, Danica. Mă bucur foarte mult că și parlamentarii de Galați și Brăila au pus umărul la acest mare proiect și amendamentele lor la legea bugetului au fost către acest proiect mare de infrastructură. Eu, prietenul Costel, și cred că ar fi cazul și o să gândim proiecte și pentru cele două primării, primăria municipiului Brăila și Galați, să vină la, în această asociere cu noi proiecte mari care să dezvolte această comunitate. Deci acest proiect va trebui să aibă o durată de proiectare, studii de fezabilitate, expertize de 9 luni de zile. Asta ne face să fim optimiști, asta ne face să ne gândim că acest proiect va intra și va avea posibilitatea să vadă și licitația pentru execuție în cel mai scurt timp. Da, așa cum a spus și colegul și prietenul meu, domnul Iulian Chiriac, în momentul de față, acest proiect are finanțare, acest studiu de fezabilitate are finanțarea din bugetul de stat, 15 milioane de lei alocat, câte 3 milioane de lei alocat din cele de la fondul propriu a celor două consilii județene, asta înseamnă 6 milioane de lei, total 21 de milioane de lei până în momentul de față, iar valoarea finală de proiect de studiu de fezabilitate este de 30,7 milioane de lei fără TVA. Deci în momentul de față proiectul are mai mult de 60% valoare asigurată pentru ceea ce înseamnă studiile de fezabilitate. Nu pot decât vă spun că sunt foarte bucuros. Va începe o muncă titanică pentru că sunt foarte multe expertize, de aceea vedeți că sunt 17 firme care s-au asociat aici, nu sunt două firme. De aceea a fost nevoie și de ajutorul și de sprijinul universității, pentru că pe zona Galați-Brăila cele mai multe studii și expertize le-a făcut universitatea și atunci era nevoie de arhiva universității. Va fi nevoie de sprijinul tuturor factorilor din regiune, din zonă, pentru ca acest proiect să ajungă cât mai repede la finanțare. Pot spune ca reprezentant al asocierii că pentru noi este o șansă să demonstrăm experiența acumulată în astfel de proiecte și împreună cu domnul Georgescu sigur vom realiza un proiect frumos. Este și o provocare, ținând cont de
contextul geopolitic actual. În plus, pot să vă spun că vom desena un proiect în niște culori pe care nu le-ați mai văzut pe hârtie. Sper ca acest proiect să ajungă în cel mai scurt timp la finalizare, inclusiv la partea de execuție. Mulțumesc!